Desmond? He's talking to me? I heard your name once before, Desmond. A long time ago. And now it lingers in my mind, like an image from an old dream. I do not know where you are, or by what means you can hear me. But I know you are listening. I have lived my life as best I could, not knowing its purpose, but drawn forward like a moth to a distant moon. And here at last, I discover a strange truth. But I am only a conduit for a message that eludes my understanding. Who are we who have been so blessed to share our stories like this? To speak across centuries. Maybe you will answer all the questions I have asked. Maybe you will be the one to make all this suffering worth something in the end. Now, listen. Do you hear me, Cypher? Can you see me? Ah, there you are. Good. A strange place, this nexus of time. I am not used to the calculations. That has always been Minerva's domain. I see you still have many questions. Who were we? What became of us? What do we desire of you? You will have your answers. Only listen, and I will tell you how. Both before the end and after, we sought to save the world. We built vaults within which to work, each dedicated to a different method of salvation. They were placed underground to avoid the war which raged above, and also as a precaution should we fail in our efforts. Each vault's knowledge was transmitted to a single place. In Romania. It was our duty, mine, Minerva's, and Juno's, to sort and sample all that was collected. We chose those solutions which held the most promise and devoted ourselves to testing their merits. Six we tried in succession, each more encouraging than the last, but none worked. And then the world ended. Assassin's Creed în spațiu. Care se bate cu extraterestrii templari. Dar fi de rea. Ce avea pe jos o sticlă?
thousand of your kind still lived, and far fewer of ours. But we carried on, together, to rebuild, to renew. Listen, you must go there, to the place where we labored and lost. Take my words, pass them from your head into your hands. That is how you will open the way. But be warned, much still remains in flux, and I do not know how things will end, either in my time or yours. O mașinuță? Wow. Wait, look, his vitals are stabilizing. Something's happening. He's moving. Desmond, can you hear me? Son? Fisu? Înseamnă că l-ai tas. I know what we need to do. Asta a fost tot. Ne. Foarte mișto, nu? Ce trezește omul, spune gata, știu exact ce trebuie să facem și pac! Va tăia filmul de acolo pentru încă un an. A, uitați, programator de la noi, citiți pe ecran. Ăia sunt români. Uite, Ubisoft, Bucharest, numai de-ai noștri. Da. Haideți că îi las pe românii noștri să apară pe ecran. Pentru că într-adevăr merită pentru un asemenea joc. Și... da, cam ăștia au fost, că văd că apar nume ciudate. Acum... da, n-am cum să-i dau skip. Dar oricum, cred că... îl închid așa. Da, uitați, alți români. Da, în fine. Mulțumesc că m-ați urmărit. Sper că v-a plăcut acest altru. Sper să mă urmăriți în continuare și să mă susțineți. Pentru că voi mai face. Voi mai face foarte multe jocuri. Cum v-am mai spus, și acum 100.000 de ani, am foarte multe jocuri. Foarte multe CD-uri cu jocuri. Ei, se reconstruiește insula. Ok, bine că v-am mai ținut de vorbă. Da, deci cum spuneam, o să mă mai apuc și de alte valpruri. Mă bucur că l-am terminat pe acesta. Primul meu valpru. Și a fost și Assassin's Creed. Să nu credeți că am uitat, pentru că m-am uitat și prin comentariile voastre, am văzut ce mi-ați sugerat. Și o să mă apuc și de sugestiile voastre. Poate mâine. Dar o să mă apuc. Vă promit.
Și o să încerc să joc în paralel și celelalte Assassin's Creed-uri. Pentru că merită. Sunt niște jocuri minunate. După aia sau să văd eu când o să iau și toate Prince of Persia-urile, numai că atunci o să le iau în ordinea lor, de la primul până la ultimul, după cum am făcut acum. Bineînțeles, să vă așteptați, pentru că o să vreau să mă apuc și de următorul Assassin's Creed, care apare abia în ultima zi din octombrie. O să mă apuc și de ăla și o să joc din prima cu voi. Da, doar așa de dragul oamenilor care au contribuit la acest joc. O să mai rămân cu voi până se termină toate scrisurile astea ciudate de pe ecran. Singura chestie care nu-mi place, asta la toate Assassin's Creed-urile, e sfârșitul. Adevărul e că este cea mai bună idee din care am văzut în viața mea, pusă într-un joc, dar o urăsc. Pentru că exact când vine partea mai interesantă, se termină totul. Și după aia urmează o așteptare lungă, foarte lungă. Până când vom vedea răspunsul la toate întrebările care le avem noi acum în cap. Și cine știe, chiar dacă primim acele răspunsuri, din câte știu eu pe cei de la Ubisoft, tot n-o să ne lase ei în pace. Și o să facă la fel și la celelalte Assassin's Creed-uri. Până când va veni vremea ultima. Și ăsta este încă un motiv bun pentru a spune că Ubisoft e firma mea favorită de jocuri. Nu doar pentru că au grafică foarte bună, ci și pentru că au poveștile atât de captivante și frumoase. Bravo lor! Toate jocurile lor sunt minunate. Și exact de asta vreau să mă apuc și de Prince of Persia, cum am spus. Pentru că scrie Ubisoft pe carcasa lui. Doar asta m-am spus. Scrie Ubisoft. Da. Din nou, sper că v-a plăcut. Sper că v-a captivat la fel de mult cum a captivat și pe mine. Acum că am terminat acest walkthrough, vă rog din tot sufletul să lăsați în comentarii toate greșelile care le-am făcut. Dacă v-a plăcut, dar în special vreau să mă corectați un pic. Pentru că nu știu dacă am vorbit suficient, dacă am avut volumul reglat bine, dacă ați înțeles bine povestea, dacă v-a plăcut cu adevărat, dacă nu v-am plictisit. Vreau să știu cu adevărat dacă primul meu walkthrough a fost reușită sau nu.